Ieri a avut loc un eveniment frumos. S-au decernat premiile tineretului în domeniile literaturii, artei, științei, tehnicii și activismului civic. Cu mai multe detalii vine reporterul nostru, Diana Guja. Această săptămână a început frumos pentru cei mai talentați tineri ai Moldovei. Ieri aceștia au fost invitați să-și ridice premiile pentru realizări și performanțe deosebite în domeniul literaturii și artei, în știință și tehnică, precum și în activism civic. În cadrul acestui concurs au fost depuse peste 50 de dosare, iar comisia de selectare a avut misiunea să selecteze câte doi reprezentanți la fiecare domeniu în parte. Respectiv avem 6 premianți. De asemenea, fiind un concurs destul de puternic, dacă pot spune așa, noi o să mai acordăm încă 6 premii speciale, respectiv la tot la aceste 3 categorii din cadrul concursului. Un premiu bănuiesc va fi în sumă de 12.000 de lei și de asemenea vor fi câteva premii speciale constând în laptopuri și telefoane mobile, iar valoarea totală a premiilor doar bănește este de 78.000 de lei. 15 tineri din cele mai diverse domenii, aleși în urma unui concurs jurizat de cei mai reprezentativi membri ai societății, au urcat pe scenă pentru a-și lua premiul mult râvnit și cadourile oferite de organizatori. Un popor există prin talente. Și iată, am descoperit astăzi niște copii foarte talentați. Aș spune că această generație care vine este ceva mai talentată decât alte generații și vă spun de ce. Ea nu are deasupra niște închisări politice, ideologice, cenzură. Și iată, am văzut o generație foarte discătușată. Am citit foarte multe manuscrise ca președinte a juriului și am rămas mirat într-un fel, dar în același timp uluit, plăcut, de nivelul debuturilor. Deci este o generație foarte cultă. Tânără, talentată și foarte emoționată, aceasta este generația care ne reprezintă țara. Parascovia și Gheorghe Hâncu au venit la Chișinău din Orhei pentru un premiu dublu. Aceștia sunt părinții Mariei și a lui Damian Hâncu, plecați peste hotare la studii și ambii premiați. Maria Hâncu a luat premiul la categoria literatură și artă, iar fratele său, Damian Hâncu, tânărul maltratat în urma protestelor din 7 aprilie pentru activism civic. Acest concurs este menit pentru a încuraja pe tinerii care își activitățile lor și competențele tinerilor care sunt viitorul țării. Și după cum spunea marele filozof francez Jean-Jacques Rousseau, prin voință nu există acțiune adevărată fără voință. De aceea, noi ca părinți ne-am făcut datorie și am crescut, am educat. Ce planuri de viitor au acești tineri? Vor rămâne în țară sau vor lua lumea întreagă cu asalt? Nouă nu ne rămâne decât să sperăm că avem ce le oferi aici, acasă și că ei nu se vor lăsa momiți de visul european, atât de real pentru dânsii. Vei reveni aici în Basarabia pentru că această țară și acest pământ românesc are nevoie de forța tinerei generației. Activez și lucrez foarte bine aici și mă simt extraordinar, particip la expoziții, sunt redactor șef la o revistă culturală informativă, deci nu mă grăbesc nicăieri. Cu cât stăm în țară străină, cu atât mai mult ne gândim la țara noastră. Și văzând aici francezii, cum sunt liberi, legeri, ne-am gândit când am avea și noi aceleași drepturi, ca să ne simțim stăpâni la noi acasă. Premiul Tineretului a fost instituit în scopul promovării și susținerii tinerilor și organizațiilor de tineret în cadrul acțiunilor cultural-artistice, tehnico-științifice și activităților civice. Premiul pentru activism a fost instituit în anul 2010. Invitata noastră este autoarea revistei literare pentru tineret Roa Stelară și a cărții de poezii Gânduri din gânduri. Publică poezii în revistele și ziarele republicane și face parte din distribuția teatrului privat Maestro, evoluând în spectacolul Eminescu și Veronica în Mrejele iubirii. O salutăm în studioul deșteptării pe Crina Popescu, laureata acestei gale. Bună dimineața! Bună dimineața! Ia zi, cum te simți la noi? Mă simt foarte bine, să știți. Deși deșteptarea a început de la ora 4, pentru că poate chiar și aveam emoții că voi veni astăzi aici. Te înțeleg foarte bine, pentru că prima dată când am mers eu la radio n-am putut dormi toată noaptea. Deci te înțeleg cap-coadă. Acum dorm bine până câteva ore la 6. Nu că n-aș avea emoții. Am emoții și un om viu are emoții. Bun, hai să trecem la invitata noastră. Ce ai făcut pentru a lua premiul? De ce ți-au dat premiul? Cine ți-a mânat premiul și cu ce ocazie? În sensul bun al cuvântului. Premiul
M-a onorat acest premiu din urma rezultatelor pe care le-am avut la concursurile creațiilor literare. Deoarece în perioada acestor ani am participat la diverse concursuri, unele dintre ele au fost și din România, unde, mulțumesc lui Dumnezeu, am avut ocazia să fiu printre câștigători. Poate că activitatea mea, mai bine zis, în artă, pentru că mă înscriu și pe, cum ați spus dumneavoastră, în cadrul teatrului activez și la radio și mă scufund în gândurile mele pe care le descriu pe hârtie. Dar de unde pasiunea pentru poezie? De unde a pornit? De unde vii tu, în primul rând? Da. Hai să ne spunem la toți, pentru toți ar crede că Chișinău este izvorul, nu este adevărat. Și avem un exemplu bun. Da, exact. Spune-ne de unde vii și de unde pasiunea pentru poezie. Da, sunt din satul Verejeni, raionul Telenești, și pasiunea de poezie vine încă de pe băncile școlii. Profesoara mea de limba română, pe care o salut, doamna Nina Baltag, dânsa a fost cea care mi-a învrednicit această dragoste față de cuvânt. Pentru că de mică îmi plăcea foarte mult să citesc. Am fost totdeauna aproape de cărți, aproape de povești. Dar iată că până la sfârșit m-am găsit un loc bun alături de poezie. Poate aceasta este și menirea mea de a scrie gânduri pe hârtie. Ați aduce aminte prima poezie pe care ai scris-o? Da, prima poezie a fost Singur pe lume. Și nu știu de ce Singur pe lume, pentru că am scris-o într-o împrejurare stranie pentru mine. Pentru că în acea zi, în familia mea, era o mare sărbătoare, unde se cânta, se dansa, era o mare alură de fericire. Câți ani aveai atunci? 12 ani. Și eu prima am scris-o la 12. Da, mă bucur. Și nu știu de ce m-am legat eu de singurătate și de tristețe, pentru că Singur pe lume a scrie o poezie la 12 ani, totuși ține un subiect la baza anume, dar poate aceasta a fost și cărarea mea scrisului, pentru că chiar și în prezent scriu despre singurătate. Poți să ne reciți ceva sau să citești, sigur, ceva? Eu am scris de tine? Da, sigur. O poezie de a fi copil, timpule, pentru că asta este și preocuparea noastră cea mai mare, că timpul trece și ne este schimbă. Este poezia preferată? Da, este una din poeziile mele preferate. De a fi copil, timpule, să crezi că timpul n-are ochi și te-a lăsat cu minte, să legi cu nună în flori de argint vremii tineri sfinte. Să crezi că timpul nu-i un câmp cu gura larg deschisă, ce râde mistuind prin dinți o zi din viața-ți clipă. Azi n-am simțit sub tălt mișcând pământul de păcate, ivid în umbra unei mări ce strângem palme sare. Nici ochiul încălzit n-ar fi de atâta somn de pleoapă, când timpul azi ar fi copil, cunoscut de carte. Și încă ne-a prins să-i stând scânteia meserie, de-a măcina în mor de vânt atâtea zile în mie. Eu aș mai scrie în cuvânt, vibrând la cornul lunii, iubirea clipei fără timp, chiar de-i copil sau nu e. Crina, câți ani ai tu? 18. 18 ani, atâta filozofie în poezie, singurătate, timp. Când ai apucat să apuci aceste teme? Da, pentru că eu citesc multă filozofie, poate lucrul ăsta nu am reușit să-l remarc. Spune ce citești și pe cine citești și da. Ce poezi preferați sau scriitori. Acum citesc pe Schopenhauer, care de acolo coleg înțelepciunea vieții, și Schopenhauer spune că cine nu are duhul vârstei sale, are toată nenorocirea vârstei sale. Eu ar spune că nu este o nenorocire pentru mine. Schopenhauer este regele shoppingului, știai? Asta nu am știut-o. Cartea ta preferată care este? Cartea mea preferată este Eugénie Grandet de Honoré de Balzac, pentru că Honoré de Balzac este unul din scriitorii mei preferați. Dar cât citești tu? Când citești? Dacă citești când în fiecare zi? Da, dacă vă zic că mi-am transformat nopțile în zile, dumneavoastră veți înțelege că această parte a zilei negre, dar care este albă pentru mine, este un paradox de culori, o dedic lecturii. Știi unde te vei simți tu bine? Revenim imediat la nord, după Sankt Petersburg în sus, unde nopțile sunt albe. Exact. Și ai putea folosi și lumina zilei. Spune-ne care
sunt planurile tale de viitor? Viitor apropiat? Da, dar știți că mi s-a adresat de multe ori întrebarea asta și eu mă ischivez să răspund, pentru că am foarte multe idei și mă găsesc la ură scruce cu, în față cu multe căi și nu știu ce să aleg, pentru că sunt liceană, sunt în ultimul an de liceu și trebuie să... La Derejeni sau aici? Nu, aici, în Chișinău. Îmi fac studiul la Liviu Rebreanu. Salut colegii și profesorii mei de acolo. Toți stau cu ochii ațintiți acum, pac, Crina la televizor. Da, dar știți că eu vroiam astăzi să vin și cu un mesaj către profesorii mei. Dar înainte de asta am să vă răspund la întrebare, că mă gândesc să-mi urmez studiile peste hotare. Pentru că simt nevoia de a mă găsi poate într-o solicitudine. Dar ce ți-ar plăcea? Ce facultate ți-ar plăcea să urmezi? Vreau să mă simt alături de scris și consider că facultatea de litere și filosofie este... Unde peste hotare? În România sau în Franța. În aceste două țări. Cunoști franceza? Oui, je connais. Ah oui, très bien. Je veux l'amour. Da, e cu melodia asta în fiecare zi, mai ales azi dimineața. Fiecare zi, noi ne trezim în fiecare zi. Mai cunoști vreo limbă? Da, cunosc și italiană. Pentru că am ocazia să o vizitez în fiecare vară. Acolo este mama și sora mea, pe care vă salut. Te-a aruncat soarta și pe tine cu rude, cu... Da, da, dar știți că de mine se leagă de foarte mult timp, pentru că noi suntem patru în familie și de mici am crescut fără de părinți. Super, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Ce mesaj ai tu pentru cei care... Pentru colegii și profesori. Da, pentru, eu îi salut cu mult drag și rog să-mi dea iertare profesorii mei de materie reală, care eu îmi exprim pasivitatea la lecțiile de materie reală, pentru că nu îmi fac atât de bine cu cifrele și pentru asta ei îmi acordă mult curaj și mă înțeleg. Pentru asta le mulțumesc din suflet. Dar ce, cum faci, cum gestionezi tu banii dacă nu te prea împaci cu cifrele? Dar știți că, nu știu, pentru un simplu condeier care își adună gândurile pe hârtie, este o mică preocupare banul. Așa că eu îl număr foarte puțin. Da, filmele, îți plac? Urmărești filme? Știți că nu am timp pentru ca să deschid televizorul. Sunt sinceră cu voi și vă zic că Jurnalul TV este pe prima linie la mine. Numai bravo, Jurnalul Crina. TV. Bravo. Mulțumim! Aici meriți chiar aplauze, îți mulțumim, mulțumim din asta suflet. Și pentru că ai venit astăzi dimineața mulțumim la noi. Mult succes în continuare. Crina Popescu, laureata Galei de cernării premiilor. Îți mulțumim, mult succes.